Salutare, om bun! Mă bucur că ești prezent pe canalul de YouTube Vibrații Înalte. Astăzi ți-am pregătit o nouă meditație tradusă de la doctorul Joe Dispenza. Este vorba despre meditația pentru seară. Așadar, dacă vrei să te bucuri de o experiență cât mai bună pe timpul nopții și să ai parte de un somn odihnitor, îți recomand cu mare, mare drag acest material. În plus, m-am gândit cum aș nu mi-aș putea să echilibrez, poate, faptul că în perioada următoare ne vom vedea începând cu data de 19 septembrie, în fiecare dimineață la ora 6:40, pentru meditația de grup la răsărit. Așa că am pregătit și această meditație care să completeze practica noastră zilnică și să avem în felul acesta o meditație dimineața și una seara. Și în felul acesta să aducem conștientizări cât se poate de bune și tot ceea ce ține de partea asta de beneficii pentru meditație. Așadar, dacă vrei și tu să iei parte la acest program gratuit, te invit să intri în zona de comentarii sau pur și simplu să accesezi site-ul vibrațiinalte.ro și să te duci la resurse gratuite Om pentru România. Vom fi împreună de la 6:40 în fiecare dimineață pentru aproximativ 30 de minute, timp în care vom avea timp să binecuvântăm fiecare regiune a României. Te îmbrățișez cu mare drag și lasă-mi, te rog, un comentariu dacă vrei și tu să iei parte la acest program și dacă totodată îți place materialul pe care l-am tradus de la doctorul Joe Dispenza. Te îmbrățișez cu mare drag și te iubesc. Până data viitoare, ne vedem pe data de 19 septembrie de la 6:40 pe canalul de YouTube Vibrații Înalte. Așează-te într-o poziție comodă, spatele drept, și pentru un moment centrează-te și inspiră în inima ta. Adu lumină cu fiecare inspir în corpul tău. Și cum expiri, detașează-te de ziua pe care ai avut-o. Încă un inspir conștient. Inhalează și simte corpul. Iar pe expir, relaxează-te și mai mult. Continuă să ții atenția pe respirație. Inspiră, expiră și simte cum te relaxezi din ce în ce mai mult. Mută atenția în centrul pieptului. Poți să devii conștient de spațiul din spatele corpului tău, în spațiu. Și poți să simți energia spațiului dincolo de corpul tău,
în spațiu poți să devii conștient de spațiul din jurul corpului tău. Și poți să simți energia spațiului ce te înconjoară în spațiu în continuare poți să simți spațiul din jurul umerilor tăi. Concentrează atenția în centrul gâtului. Și poți să devii conștient de spațiul din jurul gâtului tău. În spațiu mută atenția în centrul capului. Iar în continuare poți să simți spațiul din jurul capului. În spațiu e timpul să te uiți la tine din exterior. E momentul potrivit ca să vizualizezi alegerile pe care le-ai făcut astăzi, obiceiurile pe care le-ai demonstrat, și observă gândurile pe care le-ai avut, experiențele pe care le-ai trăit. Cum te-ai simțit astăzi? Unde și când ai devenit inconștient? Când ai vorbit într-un mod limitat? Cum ai reacționat emoțional? Și cât a durat? Continuă să observi
evenimentele de peste zi. Fără emoții. Cine ai fost și ce experiențe ai creat? Mâine e o nouă zi. Cum o să construiești știind că ai o nouă șansă? În ce gânduri vrei să crezi? Ce idei ai să accepți? Și ce alegeri o să faci diferit? Cum o să acționezi în concordanță cu viziunea ta despre viitor? Acțiuni care vor să te aducă mai aproape de visurile tale. Și cum s-ar simți dacă ai deveni maestrul propriei vieți? Ce ar face dragostea? Măreția? Cum s-ar simți puterea? Vizualizează viitorul cu emoție. Repetarea mentală și activarea emoțiilor te pregătesc pentru viitor. Amintește-ți de obiceiurile care sunt aliniate cu viitorul măreț. Investește atenție și adu energie în aceste experiențe noi și minunate. Simte emoția înainte ca evenimentul să se întâmple.
integrează în mintea și corpul tău viziunea legată de viitor. Modul mai bun în care poți să acționezi. Instalează circuitele neuronale și condiționează-ți mintea subconștientă către acel destin măreț. Și pentru un moment, detașează-te și celebrează gândurile noi pe care le-ai îmbrățișat, alegerile noi pe care le-ai făcut în mintea ta și acțiunile demonstrate în această viziune. Simte energia. Toate acestea aduc experiențe noi și frumoase. Simte emoția. Și ai credința că mâine o să fie mai bine ca astăzi. Iubește-te din ce în ce mai mult, pentru că faci aceste schimbări conștiente. Observă ceea ce iubești la tine. Dă-i dovadă de dragoste de sine pentru că îți depășești condiția fizică. Îți depășești condiționările din lumea exterioară. Alegerile inspirate duc mereu către o viață mai bună. Te invit să predai această zi de mâine unei minți superioare și cere înțelepciune, putere și binecuvântare ca să trăiești conform viziunii tale din viitor. În loc să repeți o memorie din trecut, te invit să aduci palmele peste inimă și simte binecuvântarea pentru eforturile tale. Iar ziua de mâine este o oportunitate pentru tine ca să demonstrezi o conștiință înaltă în viața ta.
adu recunoștință pentru această șansă. Iar atunci când o să te întinzi în pat, creierul tău o să consolideze această experiență și corpul va îmbrățișa noua înțelegere ca să te schimbe la nivel biologic. Fie ca visele tale să devină abundente și lucide. Alchimistul din tine e treaz și curios. Noapte bună! Te iubesc!